După ce a slujit în comunitățile din regatul Danemarcei, preasfințitul părinte Macarie îi vizitează în aceste zile pe românii care locuiesc în orașele de pe coasta de vest a Suediei. Astăzi, ierarhul a săvârșit sfânta liturghie în parohia Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș din Helsingborg și a vorbit despre grija milostivă și dragostea Maicii Domnului pentru toți cei care îi cer ajutorul. Am simțit o negrăită bucurie aflându-ne cu toții Sub acoperământul alinător și tămăduitor al preasfinte născătoare de Dumnezeu, cinstind în acest sfânt lăcaș românesc, icoana Maicii Domnului, glasul curatei bucurii. Maica Domnului ne acoperă, Maica Domnului ne păzește nevătămați, Maica Domnului ne ajută să ieșim teferi la limanul cel neînvifurat și nu ne lasă ca să ne zdrobim de stâncile mari ale încercărilor vieții. Maica Domnului compătimește împreună cu noi. Este o mare binecuvântare pentru noi creștinii să avem o Maică atât de iubitoare și compătimitoare. Îi mulțumim Mântuitorului nostru Iisus Hristos pentru că ne-a dăruit-o pe Maica sa. Îi mulțumim că ne-a dăruit-o să ne fie ocrotitoare și alinătoare și să fie și Maica noastră. La final, ierarhul a săvârșit și slujba parastasului pentru cei adormiți, iar copiilor le-a oferit daruri. Mâine, preasfinția sa va sluji în parohia românească din Calmar, ocrotită de Sfântul Sfințit Mucenic Haralambie.